Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou cupaj informativ! În Vrancea, grindina a lovit din nou. Piatra, mare cât oul de porumbel, a făcut prăpădă în localitatea Putna, unde locuitorii trăiesc doar din valorificarea legumelor. Zeci de hectare de roșii, vinete, ardei, ceapă, varză, dar și struguri de masă și pomi fructiferi au fost distruse în proporție de 90 și chiar 100%. Oamenii sunt disperați și spun că se tem că nu vor avea din ce trăi, iar iarna bate la ușă. După ce toată ziua soarele a purjolit pur și simplu pământul, peste zona de sud a Vrancei s-a bătut vijelia, care timp de o oră a făcut prăpăd. În 10 minute doar, grindina mare cât oul de porumbel, care a acoperit cu un strat gros pământul, albin totul în jur, le-a distrus legumicultorilor din Putna munca de o vară. La o oră de la încetarea ploii, bucățile de gheață nu se topiseră încă. Ce-a luat bine? Nu mai are nimic. Uitați-l. Spart, ce să mai faci cu asta? Brânză nu mai are, bucătăria s-a dus. Ce, suntem terminați. A bătut piatra un sfert de oră, ardei, ceapă, ardei gras, ardei lung, ardei gogoșat, roșii, vinite, castraveți. Deci și vedeți dumneavoastră aici, într-un sfert de oră n-a rămas nimic. Munca noastră de toată vara, economisirile de anul trecut, am băgat ca să scoatem ceva la toamnă, că din asta trăim. Era de piață, era de dus la mat, că acasă nu avem voie să facem. Nu a rămas nimic. Plinge munca de alte zile. A rămas fără nimic. Trebuie să o luăm cu leuțul, să facem conservant de iarnă, să ne pregătim. N-avem nimic. Ce mai putem face de acolo la nenorocirea care este acum? Din grădinile frumoase n-a mai rămas nimic, totul este acoperit de apă și măl. Un miros greu de legume și zarzavaturi plutește peste o localitate devastată de furtună. Nimic, gravă, cu praf tot. Nu mai înțeleg nimic. Iar de muncit o vară întreagă. Jumătate de vară am muncit și nu mă bățesc cu nimic. Doamne, Dumnezeule, păcatul am făcut către oameni. Dar n-a rămas nimic, Doamne. Oh, Doamne, Doamne. Ne-am nenorocit, am pierdut tot. Toată viața am muncit anul trecut pentru anul ăsta ca să câștig și eu în bandă. Nu s-a putut nimic absolut. Toată gheața a fost în jurul 15 cm. Am cheltuit toți banii, i-am cheltuit pe muncă. Ce să facem acum? Stăm. Ce să mai facem? Murim de foame. M-a terminat și bolnav și cu cancer și cu... Hai de capul meu. De vreo 10 ani, poate mai bine de 10 ani, nu ne-am mai bătut piatra în halul ăsta. Când am venit după aceasta ploaie și am venit aici la grădină, poate nici după mama n-am plâns cât am plâns când am văzut ce dezastru este. Am fata care n-are nici servici, n-are nimic, săraca, a făcut și ea grădină aici cu noi, împreună, să câștige și ea un ban. Și uite, gata, i-a luat. Munca de un an de zile ne-a terminat, ne-a zăpăcit, gata, nu mai suntem oameni. Disperați, oamenii nici nu îndrăznesc să mai intre în casă, de teamă să nu vină iar urgia. Nici n-a stat bine ploaia, cale și locali s-au și deplasat la fața locului să vadă care sunt pierderile. Deși au fost asigurați că vor fi despăgubiți, localnicii se tem că nu vor primi nici pe sfertnic cât au cheltuit. Deci mâine o să venim cu o comisie, o să stabilim aici, o să veniți la primărie pe urmă, faceți o cerere și noi le înaintăm mai departe. Da. Deci ca să putem să ajutăm din punct de vedere, să vedem dacă e să scutim din impozit, dacă e să vă dea despăgubiri, să vedem cum să... Din câte știm, s-au mai rezolvat din probleme care au fost afectați, li s-a dat. Acum să vedem situația, vedem la fața locului, stabilim. Locuitorii trăiesc mai mult din grădinărit. Grădinăritul e afectat în proporții de 100%, după cum ați văzut. Încercăm să facem o comisie, chiar mâine o să venim să evaluăm pagubile la fața locului și după aia o să cerem sprijin mai la Consiliul Județean, la Prefectură, să vină specialiști, să verifice și ei, să stabilească ce gradul de stricăciune care este în zonele afectate. Noi îi sprijinim cu tot ce putem, deci altceva ce putem să facem pentru ei. Deci ei tot timpul au trăit din lucrurile astea, din grădinărit,
din problemele astea și-au făcut case, și-au făcut tot. Acum e o situație delicată. Am înțeles că au mai fost și în anii din urmă, sau li s-a dat despăgubiri. Cheltuiala la un hectar de legume este în jur de 3.000-4.000 de lei, numai substanțele folosite împotriva dăunătorilor și a manei, munca lor nici nu mai socotesc, banii investiți fiind în pensiile și salariile, din care abia reușesc să supraviețuiască. Nădejdea lor era în recolta din această toamnă, foarte frumoasă până în acest moment, pe care Dumnezeu le-a arătat-o, apoi, după cum spun ei, cu năduf, le-a luat-o pur și simplu. Consilierii locali focșăneni au respins ieri proiectul blocului de 5 etaje de pe strada Mare a Unirii. La dezbatere au participat și locatarii din zonă, deranjați de proiectul imobiliar. Proiectul a fost respins după discuții la care au participat și locatarii ai blocurilor din zonele limitrofe, nemulțumiți peste măsură. S-a pus în discuție chiar legalitatea dobândirii terenului de către proprietarul investiției imobiliare. Interesant de văzut și cum a ajuns acel proprietar să ia acea zonă. Și noi suntem contribuabili la bugetul local. Suntem cu toate taxele și datorii la zi. De 15 ani nu am cerut absolut nimic. Considerăm că este o nedreptate grosolană care se face și vă rugăm să luați act de ea și să nu aprobați acest proiect. În primul rând, blocul este mult mai înalt decât blocurile din zonă. Se dorește a fi un imobil cu 5 etaje. Imaginați-vă cum arată într-un perimetru format din blocuri cu 3 etaje. 2. Copiii noștri nu au cum să iasă din casă. Ușor, ușor vom fi baricadați. Toți copiii veniți acum, în momentul de față, se joacă în strada Mare a Unirii. Mașini circulă, nu este niciun loc de joacă. Înțelegeți? Deci acolo e fără autorizație și aș întreba Consiliul cum a fost dobândit acel teren. Deci terenul ăla a fost vândut și revândut când cineva și-a dat seama că nu mai poate construi pe ea. L-a luat unul, cred că l-a luat așa, știți, la... Eu nu sunt de acord, deci sunt la sentimentul la tuturor oamenilor din jur acolo, așa? Deci acel bloc, dacă apare între blocurile cu 3 etaje, 4 blocuri, 5 sunt. Dacă ăla va fi cu 5 etaje, parcări și are nu știu unde. Deci e numai trotuarul atât a rămas. Restul e gard de sârmă. Este proprietar pe acel teren, că ne place nouă Consiliul Local, că nu vă place dumneavoastră, are actul de proprietate, a făcut dovada proprietății și în acest moment, sub nicio formă, acel spațiu nu va mai putea fi loc de joacă, pentru că, da, public. Pentru că și-a schimbat regimul, este o proprietate privată. Fără acceptul acestui om, noi nu putem interveni pe acest loc. Nu putem bloca sau nu putem interveni asupra dreptului de proprietate. Dacă aveți suspiciuni legate de dobândirea terenului, va trebui să faceți reclamați sau să trimiteți sesizarea dumneavoastră organelor abilitate în acest sens. Este peste puterile oferite de lege Consiliului Local. De asta vreau să fie foarte bine înțeles că solicitarea dumneavoastră, nedreptatea pe care o simțiți dumneavoastră în momentul ăsta, nu vine de la Consiliul Local. 1. 2. Ați vorbit mai devreme de faptul că are 5 etaje. Legea română, pe care cu toții dorim să o respectăm, prevede posibilitatea ca o investiție să se realizeze cu încă, cu maxim încă 2 etaje față de etajele construcțiilor de jur împrejur. La ce distanță? De la o distanță de minim 18 metri. Alo, am 6 metri. Noi 6 metri. Nu, am pus și noi această întrebare și dacă studiați cu atenție documentația tehnică, veți vedea că distanțele minime sunt între 18 și 24 de metri pătrați. Legea vorbește despre distanța până la imobilul care se construiește, nu până la limita de proprietate. Vă rog să faceți foarte bine diferențiere. Legea vorbește de distanța până la imobilul ce se construiește. Conform documentației tehnice, aceasta este de minim 18 metri, așa spune proiectul tehnic. Și maxim 24. Da? Deci, această prevedere a fost și ea îndeplinită. Proiectul nu a trecut prin abținerea de la vot a consilierilor locali UNPR, PNL, PPTD, PMP și PNCCD. Proiectul imobiliar prevede realizarea unui bloc cu spațiu comercial la parter, amenajarea a 22 de locuri de parcare și 100 de metri pătrați spațiu de joacă pentru copii.
Cardul de sănătate a amânat din nou. De la 1 august, cardul de sănătate trebuia să devină obligatoriu ca singurul instrument de contare a serviciilor medicale. Dar termenul se amână pentru a 6-a oară, deoarece sunt 10.000 de oameni la nivel național care nu și-au primit cardul. Inițial, cardul trebuia să devină obligatoriu la 1 februarie, apoi termenul a fost mutat pe 1 aprilie, apoi pe 1 mai. Ulterior, conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că documentul va fi obligatoriu de la sfârșitul lunii iunie. Serviciile medicale vor fi acordate și în august atât pacienților care au cardul național de sănătate, cât și celor care încă nu au intrat în posesia acestuia. La nivelul județului Vrancea, din cei aproape 200.000 de beneficiari ai cardului, 3.000 de persoane nu au ridicat încă acest document. Autoritățile speră ca numărul cardurilor aflate încă la Casa de Asigurări să scadă în luna august, când revin în țară românii din străinătate, fapt care le-ar da posibilitatea să-și ridice cardul de sănătate și mai mult să beneficieze la nevoie, fără restricții de servicii medicale pe durata șederii în țară. Acum, data vehiculată pentru folosirea exclusivă a cardului de sănătate este 1 septembrie 2015. Asigurații care nu au intrat încă în posesia cardului național pot merge în perioada următoare să îl solicite la casele de asigurări de sănătate. Cardul național de sănătate va deveni unicul sistem de validare și de contare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de stat. Casele de asigurări de sănătate vor elibera cardurile naționale, oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraților, inclusiv celor care au refuzat inițial primirea cardului național. În situația în care cardul nu poate fi ridicat de către titular, acesta poate fi ridicat de către o altă persoană care va da o declarație la care va atașa și o fotocopie după actul său de identitate și după cel al titularului de card. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 15 și 17 grade Celsius, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!